Agricultorii gurjeni care cultivă usturoi, tomate sau cartofi pot beneficia de ajutor financiar din partea guvernului. Programul Usturoiul 2023 se derulează în acest an sub forma ajutorului de minimis pe care fiecare agricultor îl va primi pentru cultura de usturoi. Plata se face pe hectar și este vorba de 3.000 de euro. Acești bani le sunt achitați de la bugetul de stat fermierilor care îndeplinesc o serie de condiții. Pentru a beneficia de banii respectivi, fermierii trebuie să valorifice o cantitate minimă de 3 kg de usturoi la fiecare 10 metri pătrați de pe suprafața de minim 3.000 de metri pătrați. Valentin Priporeanu, directorul Direcției de Agricultură Gorj, declară că până în momentul de față, un agricultor din localitatea Bălești s-a înscris în program prin cultivarea de usturoi pe 4 hectare de teren. Priporeanu speră ca un număr cât mai mare de fermieri să se înscrie în acest program și să cultive această plantă, întrucât usturoiul românesc este cel mai calitativ. Potențialii beneficiari care vor să cultive usturoi trebuie să se înscrie la Direcția Agricolă până la sfârșitul lunii, vor primi 3.000 de euro pentru fiecare hectar de usturoi înființat. Suprafața minimă care trebuie înființată pentru a fi eligibil pentru a primi ajutor de minimis este 0,3 hectare. Trebuie să valorifice, să dovedească cu documente justificative că a valorificat 3 kg pe metru pătrat de usturoi și la cartof aceeași trebuie să demonstreze că a vândut 6 tone a obținut 6 tone pe hectar de cartofi și cu documente justificative care se depun la dosar și pentru în vederea obținerii ajutorului de minimis la noi la Direcția Agricolă. Cât este ajutorul pentru cartofi? 200 de euro pentru hectarul, pentru fiecare hectar de cartofi înființat. Nu avem un potențial beneficiar. Am trecut, am avut un singur beneficiar care s-a înscris. Anul acesta la usturoi sperăm să mărim suprafața. Avem noi beneficiari care s-au înscris din zona Bărăștiului, care au înființat o cultură de 4 hectare și cei vechi, cel de la Prigoria, care a fost 3 hectare anul trecut de usturoi. Sperăm să mărească numărul de beneficiari pentru că usturoiul produs în România e de calitate superioară față de cel din import.